Ați fost omul de legătură al Israelului cu presa din America, și aș vrea să vă întreb cum vi se pare presa din România, comparativ cu cea de peste ocean? Media s-a schimbat. E, nu este ce a fost acum 15 sau acum 20 de ani. Faptul că astăzi există Facebook sau Twitter, asta înseamnă că fiecare persoană care vrea poate să fie un jurnalist. E bine, erau. Nu știu, depinde pe cine întrebați. Eu cred că este ceva pozitiv fiindcă putem să auzim mai mult mai mulți voci. Dar în același timp, trebuie să găsim această metodă că fake news news nu o să fie partea din discuție. Și astăzi exist, e, și astăzi este partea din discuție. Eu bănuiesc că în 2, trei sau patru ani, o să găsim, sau societatea o să găsească modului de a ocoli această problemă de fake news. Dar astăzi fake news este partea din media, nu numai aici, în România. Peste tot este Într-un fel, mi-ați intuit întrebarea, pentru că vreau să vă întreb dacă acest fenomen al fake news-ului este mult mai prezent aici decât în alte țări în care dumneavoastră, cu care dumneavoastră ați avut un contact mai direct. E, nu știu dacă este mai mult prezent, dar e prezent. E prezent, dar cum am zis, este prezent peste tot. Dar societatea sau fiecare persoană trebuie să se gândească înainte de fiecare lucru care Citește, asta înseamnă că este un efort, un plus care trebuie să facă. Știu noi trăim în acea în 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 perioadă, dar asta este un efort care fiecare persoană dintre noi trebuie să facă. Americanii sunt într-un fel mai antrenați în a se apăra de față nu, de aceste fake nu, news nu, nu, nu cred că ei sunt mai antrenați. Nu cred că ei sunt mai antrenați. Cred că e vorba de fiecare persoană. Nu e vorba de o națiune. Este vorba de cultură, de a consuma, cum se consume e, medii de comunicații. Scandalul Cambridge Analytica. Credeți că acest război informațional care poate hotără numirea unei alegerea unui președinte, unei președinte? Ei, sau va sistemul un spectacol politic. Eu, eu cred că fake news și modul cum Cambridge Analytica a fost a, 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 a influențat, asta este ceva care se poate întâmpla oriunde. Oriunde poate să se întâmple. Și din cauza aceasta, eu cred că societatea noastră, societatea europeană, societatea liberă, trebuie să, fac, să găsească moduri de a pentru a a, a confrunta cu această problemă. Asta este ceva de basă care trebuie să, să facem. Președintele israelian v-a văzut întotdeauna ca un atu al diplomației israeliene. Evident, dumneavoastră ați fost și consilierul diplomatic al președintelui și ați avut ocazia de a intra în, în legătură, în contact cu, nu știu, cu personalitățile politice ale lumii. Cine v-a impresionat cel mai mult? Sunt mulți care m-au impresionat, dar persoana care m-a impresionat cel mai mult era Papa. E o persoană religioasă care a știut sau care știe cum să vorbească cu lumea cu care el comunică și mai ales el înțelege care este rolul care el are. Rolul care el are ca un lider. Și un lider trebuie să fie lider de toți. Și faptul că Papa a știut sau știe cum să vorbească cu toată lumea, nu numai cu lumea religioasă, lumea credincioasă. El știe să comunică, să comunică mesajul lui și pentru oamenii care nu sunt credincioși. Și felul lui de a fi, asta este. Personalitatea care m-a impresionat cel mai mult. Cum ați perceput poporul român? Pentru că îl cunoașteți de ceva vreme, din de când ați venit prima oară aici, în România. Modul cum Israel sau modul cum România e văzută din, din Israel e diferit decât modul cum România e văzută din partea alte țări. Și lumea mă întreabă de ce. Și cred că sunt e, niște motive. În primul rând, sute de mii de evrei de origine romană trăiesc astăzi în Israel. Asta ce înseamnă? Că mulți dintre evrei care au ajutat a construi statul Israel au venit de aici în România. Asta înseamnă că adn românesc există în adn nostru israelian. În primul rând. Al doilea este faptul că fiecare an sunt cam 300 de mii de turiști din Israel care vin în România. Sunt 60 de zbori fiecare săptămână între Israel și România. Și când izraelieni vin aici în România, se întâlnesc cu societatea românească și merg înapoi în Israel, nimeni nu poate să vorbească într-un mod negativ despre România, fiindcă ei au văzut România adevărată, cu ochii, ochii lor. Și când o persoană vede, atunci este ceva diferit decât auzit sau au, a, 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 l-au povestit despre România. Al treilea, faptul că e, Israel și România au avut o relație diplomatică neinteruptă de mai mult de 70 de ani, o singură țară din, e, din fostul e, grupul e, sovietic. Asta înseamnă mult, fiindcă asta înseamnă că întotdeauna am avut această legătură. E, și al patra, e, cred că sunt mulți, multe lucruri care sunt comune între Israel și între România, între societatea israeliană și societatea românească. În ce etapă se află Muzeul Holocaustului? Sper să terminăm cu această aceasta saga, și mă refer că până acum erau două voturi, în primul vot au votat pozitiv, în al doilea vot au votat negativ. Este ceva important pentru România, este ceva important pentru București, este ceva important pentru societatea românească să aibă aici, în România, în București, un muzeul evreiesc, un muzeul cu care o să vorbească și despre lucrurile bune, dar și despre perioada Holocaustului. Să nu uităm, în al doilea război mondial, jumătate din comunitatea evrească, din 800.000 de evrei, 400.000 de evrei erau ucis, erau e, omoriți aici pe pământ roman. Faptul că jumătate din comunitatea E evrească, care a trăit aici înainte de al doilea război mondial, era distrusă și asta este ceva care trebuie să vorbim despre asta. Și muzeul care o să fie aici, între alte lucruri, o să vorbească și despre perioada aceasta și este un institut important pe a, pentru a educa generația noastră. Aș încheia cu un mesaj optimist Poporul evreu are o influență majoră, puternică asupra românilor și asupra României. Unde vedeți influența asta când vă plimbați prin București? Ce vedem noi când e vorba de influența, cred că este rezultată de faptul că societatea evreiască a convițuit, a, e, 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 a trăit aici, în România. Și cred că putem să îl vedem peste tot. Dacă e vorba despre cultură, dacă este vorba despre scriitor, evrei care e, au e, trăit e, aici, este adevărat și când vorbim despre arhitectură e, aici în București așa, că se poate vedea peste tot.